Bună seara! Am văzut în această seară că Domnul Iohannis a prins glas. Am văzut probabil singura conferință de presă și mandatul de președinte, un moment de o aroganță monstruoasă și un dispreț total pentru democrație și pentru români. Am văzut, dragi români, un președinte de țară care spune că singura lui realizare este faptul că a dat jos un guvern legitim ales prin vot. Aceasta este performanța lui Iohannis. Vedem de câteva zile bune cum acest președinte încearcă să negocieze cu noi toți pentru definiția democrației. Domnule Iohannis, fac eu lumină pentru dumneavoastră. Vorbim astăzi de doi candidați aleși prin votul românilor, al tuturor românilor, care au intrat într-o competiție pentru președinția României. Ba mai mult, vorbim despre actualul șef de stat și fostul prim-ministru al țării, numit în funcție chiar de dumneavoastră, domnule Iohannis, anul trecut. Pentru o țară întreagă, dar nu și pentru acest președinte, este normal, corect și democratic să existe o dezbatere directă, o confruntare de idei și programe între cei care vin și cer votul românilor pe 24 noiembrie. În 2014, Klaus Iohannis ne spunea textual că o dezbatere între contracandidații din turul 2 al alegerilor prezidențiale este absolut necesară și așteptată de toți românii. Se pare că multe s-au întâmplat în acești 5 ani de mandat de dumnealui, dar ne spune practic în față că românii nu mai merită o astfel de dezbatere. Urmând această logică, ne putem aștepta ca președintele să ne spună curând că românii nu mai merită nici să-și exprime prin vot opțiunea politică dacă aceasta nu este Partidul Național Liberal. Asta e democrația lui Iohannis. De altfel, președintele le-a mulțumit în această seară doar celor care l-au votat pe dumnealui, ignorându-i complet pe ceilalți români care au mers la vot. Cum ziceam, dacă nu votează Partidul Național Liberal și Iohannis, românii nu contează. Pur și simplu nu îi vede. Tot în această seară l-am văzut cum își arogă meritele pentru buna desfășurare a alegerilor din diaspora, de votare și votul prin corespondență sunt meritele Guvernului Dăncilă. Domnule Iohannis, cred că trăiți în altă lume. Cred că domnul Iohannis fie se vede undeva în stratosferă, stăpân peste o Românie care există doar Partidul Național Liberal, deasupra tuturor cetățenilor acestei țări și a votului estimat de ei, deasupra celorlalți candidați și a viziunilor, deasupra principiilor democrației și, așa cum deja știm, deasupra Constituției și se teme de o confruntare directă cu mine. Este o dilemă. Sper să o lămurească domnul președinte curând. Realitatea este că o astfel de dezbatere în fața tuturor românilor ar demonta imediat toată propaganda și toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea și a Partidului Social Democrat. Probabil de aici acest refuz pe care s-a tot chinuit să-l explice în mod ridicol și cu non-argumente până în acest moment. Eu însă sunt un om răbdător. Încă îl aștept pe domnul Iohannis să găsească înțelepciunea, tăria și mai ales curajul de a accepta invitația mea la dezbaterea pe care românii o cer și o merită. Am văzut că domnul președinte, după guvernul său, comisarul său și parlamentul său, vrea și dezbaterea sa, eventual la sediul Partidului Național Liberal, cu membrii de partid, nu?
Nu. Eu îmi doresc ca domnul Iohannis să vină la o dezbatere în fața tuturor românilor, nu să țină un monolog în fața apropiaților lui. Și are ocazia să o facă duminica aceasta. Am primit din partea TVR o invitație pe care eu am acceptat-o. Mi se pare corect ca acest eveniment să fie organizat de televiziunea publică pentru a putea fi văzut de absolut toți românii, inclusiv cei din diaspora și cei fără acces la televiziunea cu cablu și să poată fi preluat și de celelalte televiziuni. Și pentru că domnul Iohannis și-a făcut public programul de campanie, știm că duminică nu are prevăzute evenimente. Îl invit așadar pe președinte în acest weekend la televiziunea națională ca să ne prezentăm amândoi viziunea pentru România următorilor 5 ani. Și pentru că eu totuși bănuiesc că teama este motivul refuzului de până acum, îi voi da domnului Iohannis un mic sprijin de îmbărbătare și îi voi da de pe acum subiectele. Să aibă suficient timp să pregătească niște răspunsuri ceva mai pertinente și mai consistente decât celebrul ghinion. Și apropo, domnule Iohannis, pentru cei ce nu au nici măcar o casă, această notă dimineață a dumneavoastră este o bătaie de joc cruntă și o umilință pentru care nu ați putut fi iertat nici după 5 ani. N-a râs nimeni, domnule Iohannis, la această glumă. Doar dumneavoastră le râdeți în față românilor pe 5 ani de zile. Mandatul dumneavoastră este adevărata glumă. Domnule președinte, iată subiectele de duminică. 1. Ați promis în campania electorală din 2014 că veți renunța la imunitatea oferită de funcția prezidențială. De ce i-ați mințit pe români? 2. Cum v-ați făcut dumneavoastră datoria de președinte pentru care v-au ales și v-au plătit cetățenii, dacă în timpul mandatului ați stat mai mult în vacanță decât la muncă? Uitați o altă glumă pe care ați făcut-o astăzi, și anume că ați avut doar 3 concedii în 5 ani. La asta chiar am râs. Oare mâine ce o să ne mai spuneți? Că ați stat în chirie? Ca președinte care a călcat în picioare Constituția și a sfidat apoi deciziile Curții Constituționale, credeți că meritați voturile românilor pentru al doilea mandat, la care vă dă dreptul tocmai Constituția României? Ați făcut promisiuni mari pentru țară, domnule Iohannis, de exemplu, intrarea României în Schengen sau ridicarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Dar nu ați reușit să vă întoarceți în țară decât cu o șapcă și 3 poze. E normal, domnule președinte, să nu vă respectați în 5 ani de zile angajamentele și să veniți acum să cereți cu serenitate un al doilea mandat? Ne vorbiți de România normală. Credeți că e normal să vorbiți cu nonșalanță despre justiție și integritate, în timp ce dumneavoastră aveți o problemă de corupție cât casa? Sau mai exact, cât cele 6 sau 5 case, pentru că ne-ați spus astăzi că a 6-a a fost eliminată. Păi, domnule Iohannis, dacă nu aveți probleme cu casele, cum a fost eliminată cea de-a 6-a? Tot despre România normală. În primele zile de la instalare, guvernul PNL, guvernul dumneavoastră, a anunțat că vrea să renunțe la subvenții, că nu poate plăti salarii, că vrea să introducă noi taxe și că ar vrea ca bugetarii să muncească până la miezul nopții, asta dacă nu sunt concediați. Domnule Iohannis, acesta este guvernul normal pe care îl doriți pentru România în următoarea perioadă? De ce ați luat în derâdere Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor propus de Partidul Social Democrat, un act care oferea oamenilor
o minima asigurare motivată ideilor de pensii și salarii promovate în urmă cu câțiva ani de aliații dumneavoastră din PNL. Domnule Iohannis, poate ne spuneți până la urmă adevăratul motiv al refuzului de până acum de a participa la o dezbatere cu mine, ca să lămuriți dumneavoastră personal dilema despre care vorbeam. Este teama de o confruntare brutală cu eșecul dumneavoastră ca președinte sau este disprețul față de români? Vă reamintesc în acest context că există peste 9 milioane de motive pentru a participa la o dezbatere, pentru că sunt peste 9 milioane de români care au votat în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Ca să extindem problema dezbaterilor, a dialogului și a prezenței dumneavoastră publice, de ce nu ați acordat nici măcar un interviu în această campanie și nu ați participat în cei 5 ani la o emisiune televizată sau la un interviu? Credeți că nu aveți de dat niciun răspuns la întrebările românilor? Nici o vorbă despre ce ați făcut sau ce n-ați făcut în acest mandat? Veniți și ne spuneți astăzi că este, citez, o idee interesantă. E jenant, domnule președinte, ca acum să vă vină ideea. Și o ultimă întrebare, care să vă ajute să faceți un bilanț fulger al celor 5 ani de mandat. Domnule Iohannis, chiar nu vă îngrijorează absența dumneavoastră din costumul de președinte pe care îl purtați? Nici rușine nu vă provoacă? Îi rog pe români să-mi transmită și alte întrebări pe care să le adresez domnului Iohannis în numele lor la confruntarea de duminică, pe care sper să o accepte. Ar fi inacceptabil să-și bată joc până la capăt de o țară întreagă. Sper că atenția și îngrijorarea pe care le manifestă de obicei Klaus Iohannis când vine vorba de țara lui, să fie suficiente de această dată și să înțeleagă că are o datorie morală față de cetățeni să se prezinte în fața lor, chiar dacă astăzi mi-a spus cu aroganță că dumnealui nu vede utilitatea publică a unei astfel de discuții. Ghinion, domnul Iohannis, românii văd această utilitate. Aveți întrebările. De ce nu mergeți, dacă președintele în continuare își menține refuzul de a participa la o dezbatere realizată, marți la dezbaterea pe care a anunțat-o Klaus Iohannis? Pentru că acolo este o dezbatere a domnului președinte Iohannis și din PNL. Eu vreau să am o dezbatere nu în fața membrilor de partid din PNL, vreau să am o dezbatere cu candidatul Iohannis în fața tuturor românilor. O dezbatere pe care să o urmărească toți românii și o dezbatere care să fie la televiziunea publică, tocmai pentru a putea fi urmărită și de cei din diaspora pe care domnul Iohannis spune că îi respectă și pentru cei care nu au televiziune în cablu. Este clar că dacă dumneavoastră vrea această dezbatere, nu trebuie să fie făcută decât la o televiziune. De ce nu l-ați sunat pe domnul Kelemen? Nu o spunea astăzi după decizia UDMR că nu va susține niciunul dintre candidați, tocmai pentru că în trei zile nu a fost contactat niciunul dintre partide. O să existe o discuție și cu domnul Chelea. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Eu vreau să mă adresez tuturor cetățenilor acestei țări. Eu nu mai vreau să împart această țară. Am venit președinte care a împărțit această țară și am văzut și declarațiile din această seară. PNL, guvernul meu, românii mei din PNL. Numai la aceea le-am mulțumit. Eu vreau să am alături de mine și pe cei din UDMR și pe cei din Pro-România, pe toți cei care cred că România merită un președinte al tuturor. De ce trei zile nu l-ați contactat pe Kelemen? Că știați că va urma o astfel de decizie partidului. Pentru că am spus că nu contactez imediat un președinte de organizație, ci vreau să mă adresez tuturor. Marțile de dezbatere anunțate de președintele Klaus Iohannis vor participa și jurnaliști și politologi, analiști. Invitația era mult mai... Deocamdată nu știu format. Dacă va fi un format care pot să mi se pare acceptabil,
luați în calcul să mergeți la această dezbatere? Eu nu am auzit de o dezbatere. Domnul Iohannis a spus în această seară că nu vrea o dezbatere cu contracandidatul, că nu are nicio întrebare să-i pună. Vrea o dezbatere cu cei din jurul domniei sale. L-am provocat duminică la o dezbatere și marți nu am nimic împotriva. Dar să accepte dezbaterea în fața tuturor românilor de marți pe la televizor. Dacă ai slab decât Victor Popa, că așa va cataloga cu Domnul Iohannis face niște aprecieri pe care mulți nu le mai au seama. Pentru că pe mine nu trebuie să mă aprecieze domnul Iohannis. Pe mine trebuie să mă aprecieze românii pentru lucrurile care le-am făcut în calitatea mea de prim-ministru. Am văzut aprecierea lui domnul Iohannis în ceea ce mă privește. Nu a respectat decizia Curții Constituționale pentru a numi niște interimari. De fiecare dată a boicotat guvernarea, de fiecare dată a acuzat guvernarea, de fiecare dată a venit cu informații false referitor la guvernul Dăncilă. Și am să dau câteva exemple. Vorbește despre o guvernare dezastruoasă. Dacă se cresc salarii și pensii, se investește în comunitățile locale, dacă să aduci economia României la nivelul cel mai de sus între statele membre, locul 2, creștere economică în Europa, înseamnă o guvernare dezastruoasă, înseamnă că dânsul ori este de la credință, ori nu a fost informat corect. Mai mult decât atât, guvernarea dezastruoasă și faptul că la lui nu consideră că e cineva demn ca să aibă o confruntare cu dânsul, o legitimitate dată de numărul de voturi pentru a intra în turul 2, o guvernare dezastruoasă nu înseamnă să gestionezi președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene atât de bine încât să fii lăudat de toate statele membre și de state terțe, mai puțin de președintele României, care spunea că suntem nepregătiți să vină Finlanda ca să preia președinția. Acum văd că se laudă cu acest lucru, cum de altfel se laudă și cu cele 3 zile de vot în diaspora, se laudă cu tot ceea ce crede că s-a făcut în România, chiar dacă nu a avut nicio contribuție. Acesta arată dubla măsură folosită de candidatul. Domnul Dăncilă, este un ceas, am văzut și eu acum, este un ceas primit de la soțul meu cadou, vă garantez că nu va dura să mai mult de 5.000 de euro astfel încât să-l trec în declarația mea. Dar este un ceas original? Este un ceas primit de la soțul meu. Este original? Este un ceas primit de la soțul meu, n-am De ce nu ați primit în declarația? Vreau să răspund un lucru. Soțul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro. Ceea ce am văzut eu că a dat un domn care probabil din bună credință îl întreabă și cât valorează casele domnului Iohannis, ca să arată că e imparțial, a pus un alt ceas. Nu înseamnă ce am eu cu ce au pus în fotografia respectivă. O să aduc acest ceas și îl pun la dispoziție. Doamna Dăncilă, spuneați că vreți o dezbatere cu președintele Klaus Iohannis, însă astăzi ați ieșit și ați citit un discurs la ceea ce el a declarat. De ce nu ați vorbit liber? Vorbesc liber acum, pentru că ar trebui să puntez. Dar nu ați răspuns președintele. Nu. Dumneavoastră puteți interpreta oricum. Oricum vreau să vă spun să vă uitați dumneavoastră că nu am dat să vede. Pentru că trebuia să răspund la punctual la tot ceea ce a adus domnul Iohannis în spațiu public. De altfel, acum dumneavoastră vorbesc liber, vă răspund la orice întrebare, așa că aștept întrebările dumneavoastră. Și de politică externă, președintele va acuza că nu am intrat în spațiul Schengen din cauza Partidului Social Democrat. De ce credeți că nu a intrat România în spațiul Schengen? Cred că președintele trebuie să mai învețe politica externă. A făcut două greșeli. Unu, a legat mecanismul de cooperare și de implicare de spațiul Schengen. Sunt total diferite, nu au nicio legătură. Doi, cred că domnul președinte nu a aflat în doi informez pe această cale că noi îndeplinim criteriile de intrare în spațiul Schengen încă din 2011. Lucru de altfel confirmat de Comisia Europeană.
Pentru a intra în spațiul Schengen este nevoie de decizie politică. Au fost trei state membre ale Uniunii Europene care s-au opus, nu, pe rând, să spunem. În Consiliul European nu a fost Viorica Dăncilă, nu a fost primul ministru. În Consiliul European este președintele României. Președintele României era cel care trebuia să discute, da. Lăsați-mă să termin, vă rog frumos, și formuie prea urmarea. Președintele României trebuia să discute cu șefii de stat sau de guvern care participă la Consiliul European, mai multe detalii. Pentru că anul acesta, la summitul de la Sibiu, președintele României, în fața tuturor liderilor europeni, spunea că până la final de an, România va intra în Schengen. O altă promisiune neonorală, din punct de vedere al guvernului, s-au îndeplinit toate criteriile tehnice. Încă din 2011. Veți renunța la imunitatea prezidențială? Da, voi renunța. Nu am avut imunitate nici când am fost primit. Dar știți că este garantată de Constituție. Constituția nu mă duce președintele României. Bun, dar președintele a avut inițiativă pentru un referendum de modificare a Constituției. În momentul în care ai venit în fața electoratului și te-ai angajat că președintele nu va mai avea imunitate, atunci, imediat, organizezi un referendum pentru a-ți respecta promisiunea făcută în fața românilor. Deci eu nu am nevoie de imunitate, nu am avut imunitate nici când am fost prim-ministru, nici în calitate de președinte, nu am nevoie de imunitate. Domnul Dăncilă, vorbeați despre Schengen și despre MCV. Totuși, în raportul MCV se discută despre acțiunile guvernului, despre secția specială, despre atacul asupra justiției, despre nerespectarea unor reguli pe care ni le-am asumat în fața instituțiilor europene. Adică, da. În raportul LCT se discută despre guvernul pe care dumneavoastră l-ați condus. Nu. Sau și dumneavoastră l-ați condus. Cunosc foarte bine LCT-ul. Secția specială. Cunosc mai multe lucruri legate de LCT, încă de când eram la Bruxelles. Nu se referă numai la aspecte guvernamentale. Și la Parlament, și la CSM, și la alte obiective. Am răsutat răsutatul, este bine văzută. Și dacă vă uitați în LCT, spune că premierul României a avut un comportament adecvat și fără... Dar nu am respectat punctele. Nu am respectat punctele. Ceva. Vă spun ceea ce am mai spus și când eram prim-ministru. A luat decizii referitoare la unele puncte din LCT înseamnă să intervenim în justiție. Pentru că eu dacă dădeam ordonanță să desfințez secția specială sau să iau o măsură legată de justiție, atunci iar Guvernul României era implicat în problemele justiției, iar justiția nu era independentă. Am promis din martie că nu voi interveni justiție și niciun membru nu va interveni justiție. Dar că justiția trebuie... Intervenție în justiție. Secția specială, exista și o recomandare... Dacă mă lăsați, dacă mă lăsați, vă răspund. Pentru că a spus de recomandarea Comisiei de la Veneția, recomandare sau de raportul Greco, că o să-mi spuneți și de acest raport. Vă spun ce s-a făcut în Olanda și poate încercăm și noi să nu mai fim așa de pătimași și să luăm exemple de bune practici. În Olanda sunt, cred că, 7 sau 8 puncte cerute de Greco, pe care Olanda nu le-a îndeplinit. Olanda a spus un lucru foarte corect și pe care ar trebui să-l preluăm și noi. Să se realizeze un consens între magistrați pentru a lua deciziile care se pliază pe realitatea din justiție. Anumite puncte din MCV sunt tocmai în acest sens. Sunt puncte pe care trebuie să le rezolve magistrații. Nici guvernul și nici președintele. Dar aș vrea să văd în următorul raport de MCV dacă se face o referire la faptul că președintele României încalcă Constituția României. Dacă președintele României intervine în justiție, președintele României a ieșit și a spus să se schimbe șeful ICOL, dacă ieșea primul ministru, era prăpăr. Președintele României a ieșit și a spus că trebuie să fie desfințată secția specială. Cum poți tu, ca președinte, să asiguri o justiție independentă în momentul în care tu dai direcțiile pe care trebuie să se meargă? Deci eu cred că este o dublă măsură. Și pentru că tot am vorbit de democrație și am văzut că candidatul Iohannis vorbește de un premier care a fost antidemocrație, eu cred că președintele nu are încă
în memorie tot ceea ce a făcut sau nu vrea să rețină decât ceea ce fac alții. Președintele a încălcat Constituția. Președintele nu știe că în niciun stat membru cu democrație consolidată, președintele unei țări nu iese să ceară desființarea unui partid politic. Dacă asta înseamnă democrație, deci dacă era să fiu la fel de fricoasă cum, cum este acum președintele Iohannis, spuneam că eu nu merg la o dezbatere cu un președinte care a încălcat orice regulă a democrației. Cum să vii și să spui se desfințează, se desfințeze un partid politic? Este o atitudine extremistă, este un discurs extremist. În niciun stat membru, că ne place un partid, că nu ne place. Asta e votul cetățenilor, va fi cel care va decide. Aceasta este democrația, iar votul este suveran. Dar un președinte dictator și cu un discurs extremist nu va înțelege. Doamne, deci, am votat în 2016, am votat cu Partidul Social Democrat un proiect în care se promiteau inclusiv cele 8 spitale regionale. Cine și dumneavoastră, acum în fața acelorași oameni, acelorași electorat, să mai promiteți lucruri care nu le-a deprimit partidul pe care l-ați în spate? În programul de guvernare au fost foarte multe obiective. Eu ies în fața românilor și mă pot uita în ochii lor. Nu am realizat tot din ceea ce am propus. Dar 80% din programul de guvernare care am venit în fața românilor l-am realizat. Deci, eu nu spun că a fost un guvern perfect, a realizat totul. Dar cele mai multe obiective le-am realizat. Dar, ca să fie totul foarte corect, mergem cu două foi de hârtie în dezbatere, pe o foaie scriu ce am realizat noi la guvernare și pe cealaltă foaie să scrie ce a realizat președintele în cei 5 ani. Eu voi scrie un an, pentru un an și 9 luni. Pentru că sunt lucruri care s-au fost făcute, lucruri care nu au fost făcute. Dar eu vă asigur că mie nu mi-aș mergea o foaie. Și oamenii știu acest lucru. Gândesc la președinte, cum cred că o să vedem două, trei rânduri scrise. Haideți să avem totuși un echilibru. Eu nu am spus că noi am realizat tot. Am avut și lucruri pe care am rămas în urmă. Mai aveam încă un an de guvernare, pe care trebuia să mergem până în 2020. Dar aș fi avut o mai mare exigență. Atunci când președintele a spus, întrebat fiind, veți mai pune un prim-ministru din partea Partidului Social Democrat? Și președintele a spus nu. Păi, domnule candidat Iohannis, cum e cu democrația și cu votul românilor? Dacă votul românilor va fi cel care asigură o majoritate în Parlament, președintele trebuie să țină cont de acea majoritate. Păi, dumneavoastră, ce faceți? Dictatură în România? Vă impuneți punctul de vedere? Sau respectați votul cetățenilor? Eu cred că votul cetățenilor trebuie respectat. Doamna Dăncilă, legați foarte mult această dezbatere. Orice este posibil. Dar majoritatea din Parlament este cea care efectiv arată cine trebuie să fie la putere. Pentru noi este important să fie un președinte care să respecte majoritatea din Parlament. Păi dacă vom face această majoritate și candidatul Iohannis va fi președintele României, nu va ține cont de această majoritate, cum nu ține cont de Constituție. Veți trebui de cenzură sesiunea următoare? Da. Doamna Dăncilă, legați foarte mult această confruntare de democrație. Până la urmă, asta înseamnă democrație, această dezbatere e singurul lucru pe care îl auzim în ultimele zile. Nu, democrație înseamnă respectul pentru votul dat de cetățenii. Deci am intrat doi candidați într-un doi. Fiecare, în spatele nostru, avem un anumit număr de voturi. Avem încrederea în cetățenii. Eu nu încerc candidatului Iohannis să mă respecte pe mine. Pentru că știu că nu poate să respectă doar pe el și pe cei din jurul lui. Dar cer să-i respecte pe românii care au votat candidatul Iohannis. Îi cer să-i respecte pe ceilalți care au votat alte partide și care acum vor o dezbatere. Vor să vadă pe cine votează pentru a ocupa cea mai înaltă funcție în stat. Asta îi cer președintele.
Nu-i cer o confruntare în care să vorbim unul despre altul. Am revenit la confruntare, înțelegem că decizia președintelui Klaus Iohannis nu participa la o dezbatere cu dumneavoastră, la bază său un studiu sociologic care nu l-a raportat. La bază său PSD-știi, pentru orice PSD-ul. Aș vrea să vă întreb dacă PSD a făcut un astfel de studiu și dacă v-ar avantaja o confruntare față în față cu Klaus Iohannis. Nu, nu a fost nevoie de un astfel de studiu. Eu consider că am această datorie față de români și România. Uitați-vă toate statele mele. Uitați-vă, din 89 încoace, au existat dezbateri între candidați. Este o responsabilitate pe care o avem noi față de cetățenii care merg la vot. De ce e frică, domnul Iohannis? De ce e frică de această dezbatere? Știu că nu are ce să spună și nu are foarte multe obiective îndeplinite. Dar, credeți-mă, e jenant să-ți fie frică de o dezbatere cu o femeie. L-a făcut și îi va respecta pe românii care l-au votat sau pe românii care l-au votat. Doamne președinte, foarte mult și contracandidatul dumneavoastră și colegi de partid fac referire la nivelul dumneavoastră intelectual. Dumneavoastră, care este propria dumneavoastră autoimagine despre dumneavoastră la, din punct de vedere intelectual? Tocmai de aceea, aș vrea să se vadă adevărata valoare la această dezbatere. Pentru că au fost foarte mulți care au venit în spațiu public și au șters pe jos. Mă uitam astăzi la câte greșeli, fără cum îți luați discursul domnului Iohannis. Și vedeți câte greșeli a făcut. Nu am văzut pe nimeni care să-l taxeze. De ce? Pentru că sunt femeie sau că sunt prima femeie care contra candidat, prima femeie care a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Fără cum îl uitați-vă pe ceea ce a spus domnul Iohannis astăzi. Și o să găsiți o grămadă de greșeli. Atunci, evaluarea o facem în funcție de aceste greșeli. Haideți să mergem la această dezbatere și să vedem care este capacitatea fiecăruia dintre noi. Și atunci toți românii pot să-și facă o imagine despre cei doi candidați. Dacă veți ajunge președintele României, în cât timp veți învăța limba engleză? Trebuie să vă spun un lucru. Vorbesc limba engleză și înțeleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumită greșeală, nu am vorbit în limba engleză. Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg sau că nu vorbesc limba engleză. Dar vreau să vă spun un lucru. Pentru că am văzut că a apărut foarte mult în spațiul public acest aspect. Aproape toți președinții de stat vorbesc în limba lor. Limba lor. Pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Pentru cei care vorbesc limba engleză, franceză, germană, am tot respectul. Pentru orice limbă străină care vorbesc. Sunt o resursă umană valoroasă. Dar, decât să vorbești, pentru că am văzut interpretările din spațiu public, mulți au vorbit în limba engleză și au vorbit împotriva României, în această limba engleză. Și am să vă dau exemplu, luați discursurile din Parlamentul European, când a fost pusă rezoluția, a fost depusă rezoluția pentru România, în limba engleză au spus atât de multe cuvinte urâte despre propria țară. Eu cred. O să văd într-o lună de zile, o să ies în primul discurs în limba engleză, ca să rămâi și lucrurile acestea. Dar eu vreau să fac o precizare. Cred că președintele României trebuie să fie, în primul rând, un om curajos. Dacă acum se teme de o confruntare cu contracandidatul, mă gândesc cum se teme atunci când vorbește cu președinte de stat sau de guvern și trebuie să își susțină țara. Și cred că președintele României trebuie să fie un bun campion. Să gândească, să vorbească și să simtă românește. Repetând la ce a fost spus că este o lovitură de stat. Vă mențineți această declarație? Ce le transmiteți românilor care au fost în București de ce au fost în piața că adevărul trebuie să fie întotdeauna cel care să împingă minciuna. Am spus de fiecare dată că, indiferent de câte minciuni să vă spune despre mine, despre Partidul Social-Democrat, eu voi continua să spun adevărul. Aștept să se facă lumină și să aflăm acolo.